Haideți să înțelegem cum se administrează corect un tratament local pentru afecțiunile oculare la câine și pisică. Afecțiunile oftalmologice sunt frecvent întâlnite atât la câine cât și la pisică. Și, la fel ca și la om, aceste afecțiuni oftalmologice se tratează local folosind colire, unguente sau geluri oftalmice. La câine și pisică, majoritatea afecțiunilor oculare sunt traumatice, sunt dureroase. Și fără un diagnostic precoce și un tratament corect, aceștia pot să piardă ochiul, pot să piardă vederea. De exemplu, un ulcer cornean la câine și pisică nu se va vindeca niciodată peste noapte, iar tratamentul local nu va dura mai puțin de o săptămână. Iarăși este foarte important, ulcerul cornean nu se tratează o singură dată pe zi. Frecvența administrărilor poate să fie de 3 ori pe zi, de 4 ori pe zi sau chiar de 5 ori pe zi. În medicina veterinară există și afecțiuni oculare cronice. Și exemplul clasic este keratoconjunctivita sica sau ochiul uscat, pentru care pacientul nostru va trebui să primească tratament toată viața acestuia. Este foarte important ca, punând pe listă toate aceste lucruri, trebuie să transformăm perioada de tratament al unei afecțiuni oculare la câine și pisică dintr-o luptă, dintr-un stres major, într-o joacă. Noi reușim să facem asta dacă vom respecta 5 reguli foarte simple. Perioada de tratament nu va mai fi un stres, perioada de tratament nu va mai fi o luptă, ci o vom transforma împreună în joacă, pentru că vom ști aceste 5 reguli de bază. Prima regulă și foarte importantă, vorbiți cu ei, încurajați-i, alintați-i în timpul tratamentului, povestiți-le că tot ceea ce faceți dumneavoastră este spre binele lor. Chiar dacă pare ciudat, să știți că pacienții noștri înțeleg cuvinte, înțeleg toate acțiunile noastre mai mult decât credem noi. Cea de-a doua regulă, va trebui să alegem o poziție comodă pentru tratamentul respectiv. De exemplu, un cățel de talie mare va sta foarte frumos la tratament în poziția șez pe sol. Dar dacă noi avem de tratat o pisică sau un cățel de talie mică, va trebui să-l așezăm la înălțime pe masă. Nu o să ne fie comod să tratăm o pisică pe canapea, în fotoliu sau ținut în brațe de un alt membru al familiei. Cea de-a treia regulă, ne trebuie un tratament eficient, ne trebuie o perioadă scurtă de tratament și de aceea, înaintea fiecărui tratament local, trebuie să îndepărtăm secrețiile din jurul ochișorului, de la nivelul ochișorului, folosind dischetele de demachiat îmbibate cu seri fiziologic. Cea de-a patra regulă foarte importantă. Vorbiți-le în timpul tratamentului. Ridicați-le boticul cu blândețe, mângâiați-le căpșorul, păstrați în mâna dominantă flaconul cu picături sau tubul cu gel și la această mișcare de ridicare a capului, pacientul nostru va deschide instinctiv ochii și astfel tratamentul va dura foarte puțin. Nu va fi necesară o deschidere forțată a pleoapelor. Ultima regulă și ea foarte importantă, colirul se va administra întotdeauna primul, iar gelul întotdeauna ultimul. Pentru că o afecțiune oculară la câine și pisică nu se va trata numai cu un tip de picături. Vom avea nevoie de 2 sau 3 tipuri de colire, sau un colir și un unguent, sau un colir și un gel. Sunt combinații de tratament. Respectând aceste 5 reguli simple, afecțiunile oculare se vor trata într-un singur minut. E simplu. Ridicăm pacientul nostru pe masă, îl mângâiem, îl încurajăm, îl alintăm, ridicăm boticul și instinctiv va deschide ochii. Flaconul trebuie să fie păstrat în mâna dominantă, iar după ce am administrat ultima picătură din tratamentul respectiv, facem un masaj ușor al pleoapelor. Nu o să vă pâine să credeți cât de cuminți vor sta așa, la înălțime, mângâiați și încurajați. Este esențial. Ce este foarte important în toată viața pe care o trăim acum, este important ca noi, medicii veterinari, să ne facem datoria și să vă informăm. Dumneavoastră trebuie să primiți informații utile și corecte de la noi, medicii veterinari. Pentru că un proprietar informat va face întotdeauna o echipă perfectă cu noi, medicii veterinari, pentru că scopul final este, cu siguranță, vindecarea pacientului nostru. Așadar,
Țin pumnii strânși să transformați perioada de tratament al afecțiunilor oculare la câine și pisică într-o joacă.